Nu știu cum face el pașii. Așa, și în Anglia cum e la restaurantele scumpe? Ar fi zis că mănânci cu toți dinții când... Și dacă sunteți cu minți, vă ducem și pe Giuleș și pe altele. Salutare, dragi iubitori ai fotbalului, și bine v-am găsit la un nou episod de Microbist în Superliga. Asta e, episodul 2. Și am prezentat Super Tinerește. Doamne ajută. Adică tot l-am făcut cu Neagica pe prima. Am să continuăm. Prezentăm mai mai așa, mai young și mai fresh. Astăzi e un episod special, poate fi ultimul. Pentru oricare dintre noi. Da, poate. E un episod incendiar, aș putea spune. E un episod de revenire. Dedicat unei echipe de care suntem atașați amândoi, din mai multe puncte de vedere. Celei mai iubite echipe din România, putem spune da. Asta? Da, au cei mai iubite echipe din România. Cei mai mulți suporteri. Astăzi mergem la FCSB și nu mergem așa oriunde la FCSB. Mergem pe Ghencea, este primul meci în care FCSB-ul revine pe Ghencea. Dar până atunci să vă anunțăm și cine e invitatul din seara asta. Un... O jucător legend. De milioane, poți zice, și la propriu și la figurat. Da, de milioane, un jucător frumos, știi că eu am ceva frumusețea bărbaților. Da. Un jucător care arată la fel chiar și retras, ceea ce se întâmplă foarte rar. Asta mă enervează un pic. Ar putea să apuce și de kickbox și de alte sporturi. Da. Are venele alea. Un jucător care noi ne-am intersectat și prin la emisiuni TV și care... A râs de fiecare dată la momentele noastre, atât din complezență cât și... Cât și din faptul că era plătit și poate că nu. E un om care are simțul umorului, ne-am mai intersectat și îl știți foarte bine și avem plăcerea astăzi să-l avem alături de noi pe Florin Gardoș! Aplauze pentru toată lumea! Toată lumea! Stai că e cu cazanul! E suspendat terenul! Salut, Florin! Salut, Florin! Poftește aici între noi! Ce n-am spus noi este că suntem pe stadionul în Concordiei Chiajna. De ce? Nu întâmplător am venit aici, pentru că Florin aici a debutat cumva în fotbalul mare, în Liga 2. Practic fotbal profesionist, că deja, deja vorbeam de profesionist. Da. Treceam de la satul mare la Concordia. Exact. Parcă nu știai care stat e mai mare, știi? Era care e satul mare sau Concordia. Fian, și salariul cam cât aveai? Salariul era bun. Era bun. Salariul era bun. Mai bun decât la Southampton? Vorbim de 2008. A, 2008. 1000 de euro în 2008 pentru un puș de 19 ani care n-avea... familie, n-avea chirie, n-avea mai nimic, stăteam aici la stadion, nu mai e partea aia din tribună unde stăteam aici, eu. Tu ai locuit pe stadion? Chiar aici, la stadion, da. Cât de tare! Deci viața frumoasă, sincer, chiar mi-a plăcut. Deci viața ta a fost alături de Concordia. Concordia chiar a fost, total. Da. Și tu aduceai fete la stadion când nu era în oraș? Nu era voie. Asta când aveai voie cu fete, am înțeles. Tu ai fi... băieții la stadion? Pune și oamenilor pe cameră de gambele. Da, i-am zis că nu și-a dus gambele azi la filmări, dar poate data viitoare, la următoarea filmare. E la fel de dureros a doua oară. Când... Da, tata e așa, n-am ce să fac. Da, mama are gambe mișto, cred. Păi vreți să facem niște gambe acum un pic? Facem. Da, chiar aș vrea să... Facem, pentru că suntem cu un fost fotbalist profesionist și cu un om care cred că are condiție fizică mult mai bună decât mulți dintre fotbaliștii activi. Vrem să facem și noi o încălzire, pentru că Florin are și o super provocare pentru noi. Nu știm exact despre ce e vorba. Vă amintesc că în episodul trecut Ionuț a pierdut super provocarea și astăzi trebuie să facă o pedeapsă, chiar pe Ghencea trebuie să facă o poză cu unul dintre fotbaliștii FCSB-ului. Dar până atunci să-i dăm cu o încălzire. Care este challenge-ul de azi? Păi de la 11 metri o să încercăm să dăm în bară. Bara transversală. Deci nu l-a figurat cum o facem noi în viață de regulă, o să dăm în bară cu mingea. La propriu. Profesioniști când a dau în bară. Mm-hmm. Poate se lipește și aici. Câte bucăți să dăm? Păi eu zic câte 3. 3? A, deci în 8 ore, să zicem, am plecat de aici. Până la meci. Eu zic că până la facem până la meci. Cred că ajungem să o ducem cu mingea. Câte 3 bucăți și cine pierde primește pedeapsă. La și. 1, 2, 3 și. Da? Dar la noi e cu piatră, frate, ce hârtie. Zici tu 1, 2, 3 și. Da, dar nu merge bine dacă o fac cu și. Bă, bine, hai, facem ca voi, dar să vedeți că nu-mi ies. Hai. 1, 2, 3 și. V-am zis! Te-am distrus? Mă retrag din asta, nu mai. Noi doi acum.
1, 2, 3 și... Primul! What? Am dat piatră. Păi și am dat... A, te-a făcut! Am încercat să fur, de ce nu știu să fur, m-a distrus! Aici? M-a distrus, Florin e primul. Te mai miri de ce nu te plac FCSB-iștii? Bă-s multe motive pentru care nu mă plac. Și pentru că e rapidist, dar cred că pentru asta prima dată. Așa. Da, am o întrebare pentru Florin, așa, un aparte între noi. Dacă e să dea cineva azi, te bagi? Să dea ce? Bătaie? Dacă da, e să dea cineva în George, te bagi să dai și tu în George? Că ești... Hai să-i dăm drumul la treabă. Îl lăsăm pe da, Florin încep să, eu, da? Să dea primul, apoi eu și apoi Ionuț. Aproape. A, deci așa se dă spre da. Bară. Da, eu aproape. Mă gândeam să o dau în forță. Eu sper doar să nu rup piciorul. Deci dacă prima o dai peste jumatea porții, e bine. Da? Da. Wow. Mamă! Deci dau, da? Mamă, ce aproape a fost! Vai, un pic, ați văzut că mai erau... Deci 2 metri jumate. Mama, a dat-o ca Ronaldinho! Aici, că e făcătură, e din montaj chestia asta. E pusă în montaj. E, s-a văzut diferența. Bă, mult mai bine, mai mult mai bine. Te apropii din ce în ce mai mult de marcajul ăla de... Bă, la de mine la Troiesc Mistur cu aia distrug cu asta. Hai mă, că acum o dai în bară. Mamă! Bine, bine. Din ce în ce mai periculos acest șarpe galben. Și cu mingea tare. Cât ale noastre par. Plus... Bine pe forță. Mamă, ca Ronaldinho! N-am crezut că ne bate Florin la asta. Nu? Nici eu nu mă aștept. Stai că n-am terminat. O dau, fii atent că o dau. Ia. Mă crezi? Bravo! S-a filmat? Da. Și așa am vrut. Mamă! Puteam să o apăr, puteam să o apăr, mai aveam un pic. Domnilor, să aveți baftă. Deci eu ne aștept la stadion. One eternity later. Trebuie să nu dai în forță, știi? Asta este ideea. Uite-te eu nu la pot, mine. Eu sunt prea puternic, am picioare de... Uite-te la mine, un pic, știi? Aubameyang. Trebuie să te uiți un pic la mine. Ia. Așa se dă în principiu. Eu trebuie să zic că până acum celelalte pe care nu le-am dat gică erau să nu te pun într-o... Înțelegi? Într-o lumină proastă. Mamă, sper să n-avem următorul mai... la Dinamo sau ceva să-mi dea provocare. Deci dacă concentrare, respir ca și Cristiano. Așa. Și două cu stângul, la fel ca Cristian. Nu știu cum face el, pașii! Uita-mă ce seamă! Tu-te naibilui de aici! Dai! Cu sius! No. Da, no. No. Ba. Trebuia, m-ai obligat să fac asta și mi-ai dat pedeapsa aia. Distrus. Meriți. Da, m-a lăsat ce? Fără servici. Mă bate vântul în față, eu n-am niciun chef de viață, o fi inimă, ce mai lume hoață. Ia, și aici da, să-l vedem. Asta e generația mea. Purcă, aici găsiți Gardoșul din imagine, fără să-i vedeți. Ghiciți care e Gardoș, lăsați-ne în comentarii, dacă vă dați seama. Aici pare patinator, nu pare da. Patinator din care faci, știi, când e schema da. Aia de patine. Da. Mamă, dar erai tânăr. Uite și pe Pintili. Pintili, antrenorul secund al lui FCSB, că eu sunt informat de că știu că e antrenor secund. Tocmai ce i s-a șoptit în cască. Nu mi s-a șoptit chestia asta! Noi am mai auzit și știe deja cam toată lumea că ai știut să pui deoparte bani. Să drămuiești bănuțul. Exact. Ai pus bani pe bani. Și ți-ai făcut acolo, ți-ai deschis o afacere. Exact. Un butic, un ceva. Un butic, da. Au zis că ai intrat în domeniul imobiliarelor, că îți prosperă, că m-au merge zic bine. Mai ai niște apartamente libere. Noi căutăm un loc să ne mutăm, că suntem vai de sufletul nostru. Suntem dispuși să dăm până la 15.000 de euro. Dacă vreți să stați la Vâlcea, da, am boxe la 15.000 de euro. Sau loc de parcare. În boxer se poate? Noi în boxer, dacă se în poate. În boxer, stau. Da. Nu prea știm așa cu treaba asta, cu domeniul imobiliar, nu prea ne pricepem. Păi noi ne cam păcălesc dezvoltatorii, pe unde ne ducem să întrebăm. Tocmai de aceea vrem să mergem cu tine într-un loc
Și să ne spui tu acolo cam care-i treaba, de ce să ne ferim așa în viață când vine vorba de construcții? Ce să urmărim, ce să nu urmărim? Suntem siguri că tu, în calitate de prieten, o să ne ajuți. Sigur, te bag? Sigur, cu drag. Hai, frate, hai, să ne, mergem. Și ne spui cine a lucrat aici, una alta, ne întreb. Acolo. Hai să-i dăm. Clasica. Hai să mergem într-acole. Macarale, rând în soare argintii, macarale, în zor de zi. Așa cum am promis, am venit cu Florin să ne căutăm casă și să ne dea o părere de expert. Bine, noi ne-am și schimbat, ne și pregătim de meci. Eu m-am îmbrăcat în alb așa ca să simbolizez pacea, că am venit cu pace. Dar înainte de asta, bă, am venit aici la Nea Mitică, la blocurile domnului Mitică. Tirația naibii de simpatici. Bă, zic eu, astea în 3 ani. În caz că vrem să luăm de la Nea Mitică, acum pentru că avem un dezvoltator alături de noi, ne putem și afla dacă e bună treaba. Bine, mă gândesc că nu o să zici nimic rău de Nea Mitică, dar chiar și dacă ai zice ceva rău, o facem cu perdea așa. Ne faci cu ochiul. Aici e bine. Niște lucruri așa generale de care cred că ar trebui să țină cont toată lumea când ea ar fi, în primul rând, dezvoltatorul. Acum suntem la Nea Mitică, dar vorbesc în general. În general. Dezvoltator, eu unul prefer să iau, că mai și cumpăr, am mai și cumpărat, să iau de la cineva care a mai construit. Că cred că e o carte de vizită bună, știi, o altă proprietate sau un alt, orice. Ca la fotbal, adică transfer pe cineva care a mai jucat. Care are un CV bun. Și noi cu gambele. Vrei de asta zic, nu vrei. Asta pe imobiliare nu cred că ai vrea să cumperi. Șipca asta. Nu pare că e cât mâna mea. Numai mie mi se pare. Ok, hai să nu mai stăruim pe asta. De ce am zis-o și eu. Un alt lucru important, infrastructura. Drumuri. Să ai utilități. Utilități. Canalizare. Puncte de interes, canalizare, puncte de interes, nu știu ce interesează, grădiniță, loc de muncă și așa mai departe. Eu nu prea cred în povești de genul o să ne facă primarul și o să fie și nu. Ce e la momentul respectiv, aia e. Un dezvoltator serios ar trebui să-ți dea o listă cu tot ce înseamnă tâmplărie, termopane, mai pe înțelesul tuturor, parchet, obiecte sanitare, aer condiționat, că de obicei în București se dau la cheie, cum se zice, adică e gata făcut. Și tu te întâlnești vreodată cu clienții? Sunt curios. Nu m-am întâlnit Florin Gardos. Clienți, dar am răspuns la mesaje pe Facebook, la început, eram primul proiect, îți dai seama, ne ocupam noi, că am doi asociați. E nasol dacă tu mergi cu oamenii să negociezi și ei încep să negocieze cu tine, ți-ar zice, bă, Florin, stai tu în banii aia, pe bune, că ai fost la Southampton. Da, nu, dar ce am observat, apropo de ce am construit eu, că lumea întreabă cât costă cu două camere. Și e întrebarea greșită, nu așa trebuie să încep, cât costă, câți metri pătrați ai, ce finisaje ai, adică în funcție de asta trebuie să-ți faci o idee, nu cât costă. Că ziceau, de exemplu, eu am făcut, pentru provincie, era relativ mare, aveam apartament de două camere la 72 de metri. Mare. E mare, e mare pentru mare. Orice. Și pe vremea aceea era 1000 de euro metru, deci era 72.000 și îmi scriau mesaje cât costă, ziceam, pe 72.000. Ziceau, pe dincolo e 45.000, dar avea 40 de metri, știi? Gen, pe metru pătrat era mai scump. Pentru că suntem pe șantier, avem și o surpriză, Florin, pentru că tu ai zis că nu prea ai stat pe șantier, că nu, ești ocupat, așa. Ne-am gândit să facem așa o masă aparte, o câmpenească așa de șantier, că nu am avut niciodată, dacă vreți să mă ajutați Băiescu, să simți și tu ce simt muncitorii tăi. Sănătate, Doamne ajută! Așa, și în Anglia cum e la restaurantele scumpe? Cu stele Michelin. Nu, asta care e bun. Unde mâncai în Anglia cel mai des? Aveai vreun loc preferat în... Da. Mergeam la Londra destul de des. Aveam o rută foarte bună de tren. Mergeam cam o oră. Ei au infrastructură din așa, cum zice. Ei au, da. Ei zice feroviară. Da, mă, am mai auzit noi. Nu e bune. Legende. Nu prea am auzit pe la noi, dar... Ai luat vreodată masa cu Van Dijk și cu Mane? Că știm că ți-au fost colegi. Am luat, da. Bine, masa am luat așa împreună, n-am fost... Oficial, n-ai ieșit la un date cu ei. Am avut o relație foarte bună cu Tadic. Și cum erau ei ca oameni? Pentru că au ajuns fotbaliști super mari și Van Dijk și Mane. M-a impresionat, unul dintre ei chiar m-a impresionat. Nu a fost chiar Tadic. Mm-hmm. Când am ajuns eu, exact în ziua în care am semnat contractul, era zi liberă. Și el era acolo, se antrena. Bine, la Tadic, ca idee, eu cred că e un fel de Cristiano Ronaldo. Deci cam același nivel de
dedicare. De muncă și dedicare, da. Deci profesionist 100%, nu de-aia și acum joacă, e de vârstă cu mine, dar a terminat la Ajax. A jucat ultimii, cred că 3 ani la Ajax, a dat peste 100 de goluri, român. Se la Fenerbahce. Mm-hmm. Da, Mane a venit la vreo 3 săptămâni după. Era super timid, nu vorbea mult, nici prea vorbea engleză. Pe atunci el a venit din Austria. Van Dijk era singurul care era mai, zic așa, avea o ușoară aroganță, dar îi stătea bine pentru că, nu știu, juca și bine, adică nu poți să fii arogant numai așa că vrei tu, știi? Da. Arăta bine, are... Da, avea personalitate, era altceva, știi? Am simțit din prima că nu o să stea mult. Ai schimbat tricoul cu vreun fotbalist anume mare? Ți-ai dorit tricoul cuiva? Am schimbat cu Alexis Sanchez, că am schimbat, l-am cerut lui, că nu îi trebuia lui tricoul meu. Dar am jucat de, cred că, 4 ore împotriva lui Arsenal în perioada asta, că așa s-a nimerit. Și... Am schimbat cu Vlad Chiricheș, când am jucat Southampton, Tottenham și Pantelimon, că și el era atunci în Premier League. Pantelimon, da, era la City. O perioadă când aveam fotbaliști în Premier League. Da, bine, nu eram niciunul titular de bază atunci, știi? Atunci asta era problema, că nu jucam titular în Premier League niciunul, știi? Erați acolo. Acum, din păcate, uite, nici măcar nu mai sunt. Da. Dar cam atât. Nu, am fost gen timid așa și îmi pare rău acum, sincer să fiu, îmi pare rău că am jucat cu atâția fotbaliști. Și n-am schimbat cu nimeni. Uite, de exemplu, am jucat în Brazilia, am jucat cu Naționala Braziliei. Bravo, bravo. Când s-a retras Ronaldo. Ronaldo e fenomenul. Din sus. Chiar, că noi am avut și, atunci. Bă, era o echipă cu Lucio, cu Maicon, cu... Uriaș. Bă, fraier, mă plipeam și eu la Neymar, care avea 17 ani atunci. Neymar! Da. Și zic, nu m-am lipit și eu la un tricou, ce fraier. Dar cui ai cere? Dacă ai doarce timpul înapoi acum, cui ai cere tricou? I-aș cere lui Messi, nu știu dacă mi-l-ar da. Am jucat amicalul ăla cu Argentina și am înțeles că el ar fi cerut Torje, da. Eu cred că a fost... Torje juca și el în Spania atunci și s-a dus la el, au vorbit. Limba aia, vorbea aceeași limbă. Cred că lui l-a dat. Da, și visul meu, așa, din punctul ăsta de vedere, a fost să joc în bătălia lui Cristiano. Pe Cristiano l-am prins nicăieri niciodată și mi-a plăcut să am tricoul lui Cristiano. Astăzi vom vedea un meci dificil pe CSB-CFR. Dificil, normal. Da. O să fie un meci frumos. Cred că asta e cel mai important, pentru că CFR-ul e un alt CFR care joacă un fotbal mai plăcut ochiului. Și ultima mea întrebare înainte să plecăm pe stadion. Sărismă pentru mine dacă e ceva, că eu sunt cel mai chinuit de aici. Stai liniște, dacă e ceva, le spun eu că ești rapidist și o să te lasă. Nu cu de-astea. Da, bine, mă, las. Da, pentru Florin Sar, dacă e ceva. Pentru Florin Sar? Da, că știu că o să fie mai strâns. Dacă sar pentru tine, te distrug din prima pe tine, de ce să mă spintece și pe mine? Așa mai pentru că la mine, dacă strănută un băiat de la mai mare, m-am pus la pământ și s-a terminat povestea. Mergem pe stadion, ne pregătim ușor, pentru că se apropie ora meciului. Mă, stai să terminăm de mâncat. Hai să mai băgăm niște cârnăciori. Că v-ați așa din politețe. Hai să-i mai dăm. Mi-era rușine că am văzut că sunteți foarte formali. Ce-i tu cu cât dai? Nu vorbim cu gura plină. Cine este ultimul antrenor cu care FCSB a câștigat un titlu de campion? Nu știu exact. Mi se pare că ăsta a fost jucător la Steaua, care s-a certat cu Becali și a câștigat și cupa și Liga Campionilor. Asta și cupa și titlul și supercupa, dar nu vine acum în minte exact. One eternity later. Costel Gâlcă, acum am asta aminte. Costel Gâlcă a luat tripla cupă, supercupă și campionat. Ce jucător de la FCSB l-are ca idol pe Neymar? Florin Coman, cred. Da, Octavian Popescu. Care este jucătorul transferat de la FCSB care i-a avut colegi pe Van Dijk și Mane? Chiricheș. Ăsta, ia uite ce-mi scapă acum, Florin Gardoș, un tip foarte liniștit și foarte corect în general și pe teren. De comedianții George Tănase și Ionuț Rusu ați auzit? Am auzit, dar n-am urmărit nimic. Unul e dinamovist, unul e rapidist și diseară vor fi la meciul cu CFR. Da, eu vor primi cu brațele deschise, vor scăpa de acolo cu bine? Da. Nu mai e ca altă dată când mergeai, eu știu, pe Dinamo sau pe Steaua și luai bătaie dacă te ridicai când adversarul dădea gol. Nu sunt nici nostalgic. Să vină la meci, să vadă ceva frumos, să vadă atmosferă, pe Ghencea.
Mă iau emoțiile. Nu chiar vrei să te iau în brațe acum de pe emoții? Da. Adică vrei să... Da. Să fie bine. Roși de oaspeți. E nuntă aici. Am uitat că se ține și o nuntă. Băi, dar ce e parastas pentru mine? V-ați gândit înainte? Ce e? Nu, măi, ideea e, da, ultima masă. Am zis că înainte să... Și în acea de taină zici. Da, înainte să pleci dintre noi. Cu pâine goală, așa cum îți place ție. Băi, frumos, da. Cu șervețele de plâng. Uite, avem și șervețele pentru lacrimile tale, Gica. Ce frumos, ce frumos. O să plâng în ele mult. Eu mi-am dat seama că am venit în alb, crezând că înseamnă pace, dar alb poate să semne și alb din alb vișiniu. Ceea ce e și mai periculos. Eu când văd alb la albul din alb vișiniu, mă gândesc, nu la altceva. E, mamă. E varianta logică. Băi, arată surprinzător de bine. Acolo e galeria FCSB-ului? Da. Băi, mișto că ieșim să-i salutăm și le pun și clipul cu tine când mai cum ar fi, mă, să-mi facă cineva o surpriză. Să-ți dea pe televizor. Să-mi dea pe video-ul clipul. Și acum să-l salutăm cu toții pe George Tănase, este acolo în loja numărul 20. Haideți, vă rog, să mergem să-l salutăm. Nu, nu cred că are nimeni nimic cu tine, sper. Eu am mai fost odată la baza de antrenament FCSB și am fost tratat super frumos. Iată că și acum, cu toată frica mea, sunt tratat la fel de bine. Mulțumim pentru acest tratament FCSB, cu toate că am plătit. Mulțumim. Nu? Ai fi zis că o să te simți așa bine? Nu. În Ghencea? Nu. Niciodată n-aș fi zis. Dar... Ai fi zis că mănânci cu toți dinții când... Când urci? Da, poftiți! Salut, uite, bă, ne-ați prins. Frate, întotdeauna. A, scuze. Bine ați venit. Ce-i postat? Bine ați venit. Iertați-ne. Salut. Salutare. Salutare. George, îmi pare bine. Gândesc. Salut, George, îmi pare bine. Salut. Salut, Ionut. Băi, ce bucurie. Bun, care-i sportiv dintre noi patru? Ghiciți acum. Cine i-a făcut fotbal sau sport dintre noi patru? Florin, te-am adus acasă. În templu. În templul fotbalului românesc, cum tot zice presa peste tot. A? Cum ți se pare? E prima dată când vii pe Ghencea? Nu, nu am mai fost. Da? Am fost la meciurile naționale. La, bine, amical, la amicalul cu Grecia a fost... Cred că a fost chiar primul meci. Și cum e lucrat așa? Se pare că e chituit bine, că sunt puse bine. Se pare că e izolat ca lumea. Știi la ce mă gândeam acum când am venit prin parcare? Că nu era asfaltat acolo, știi? Da. Zic, bă, faci un stadion așa frumos, dar nu... Păi cum îl vinzi? Când te întreb omul, știi? Da, infrastructura. Care e infrastructura? Zgrădiniți aproape, că până la urmă ne-ai învățat să căutăm, băi, zgrădiniți. Cum mă lua cu face primarul? Că... face armata, nu face. Face armata, ce? Armata nu mai face nimeni ziua de azi. Da, nu, stadionul iar e super. Da. Cred că e cea mai frumos din țară, sincer. Da. Ce amintiri te trec când vezi, revezi Ghencea? Debutul pentru Steaua, că era Steaua atunci, se numea Steaua. Meciul a fost cu Brănești, nu sună bine, Brănești. A, în cupă, nu? Nu, era campionat. Meci de campionat, doar că Brăneștiul era la Liga 1 atunci. Serios? Da. A fost singurul lor sezon. Victoria Brănești, parcă s-a cunoscut. Exact. Da. Am debutat, am intrat a doua repriză, câștigam meciul cu 2-1, parcă. Știu o poveste, sau mi s-a șoptit așa o poveste cu tine și cu domnul Becali când te-ai dus să ceri mărire de salariu. Da, a fost tare, pentru că eu debutasem la echipa națională, deja jucasem, aveam vreo 5-6 selecții în echipa națională. Și aveam, contractul meu era de 4.000 de euro și aveam o clauză acolo că dacă bifez un anumit număr de meciuri îmi crește. Dar am ratat clauza respectivă la două meciuri, adică gen aveam 75% de meciuri, mă rog, era o chestie genul ăsta. Și urma să avem o întâlnire cu, nu știu cum a formulat, cu sergenții lui, cu generalii lui, că eram Luțu, cu șase, războinicii luminii. Da, eram vreo 6 inși care... am fost la echipa națională și era ca și acum, era gen pregătirea de vară, un pic mai devreme, gen luna iulie. Noi am fost la echipa națională, echipa intrase în vacanță și noi a trebuit să mai mergem cu ei. Și atunci ne-au lăsat un pic de vacanță în plus. Echipa a plecat în cantonament și ne-a chemat la palat, pe noi șase care am fost la echipa națională. Eu, Tătărușanu, Tănase, Latovlevici, Pintilii, Borceanu, că ăștia erau. Și știind că o să urmez întâlnesc cu el, mi-am put în cap speech-uri. N-am dormit noaptea, cum să formulez așa, dar să nu-l supăr, dar să nu așa, am făcut tot felul de film. Mă rog, ne-am întâlnit, a avut o discuție vreo jumătate de oră, la final
mi-am făcut gura, zic, Neri, vă rog frumos două minute dacă se poate să rămânem în privat. Da, sigur. Neri, uitați, sunt și eu de 2 ani aici, am debutat la echipa națională, știți că n-am salariul ăsta de 4.000 de euro, dacă se poate să măriți și mie. N-am terminat de zis, bă, tată, scuze-mă, eu n-am știut. De luna viitoare intri cu 10.000. Oh! Și așa a fost. Așa a fost mărirea de salariu. Și ne-a ridicat, gata, ne-a ridicat și am plecat. Și cu patronul de la Southampton ai făcut la fel? Ți-a zis așa, bă, tată, nu știu că ai 400 de milioane de euro. Daddy, I didn't know. Bă, daddy. Bă, daddy, bă. Cel mai tare, te pup, e un arbitru cu gambe ca ale mele, deci se poate. Bine, nu-l avantajează nici negru. Da, aici e drept, într-adevăr. Dar și eu am șosete negre. Îți dai seama, ai părea invizibil așa dacă... Da, și cum ai levita. Pare că e Casper, fantoma. Ca o barză m-aș duce peste tot. O vorbă, i-am înghesuit la noi în careu. Cam asta face CFR-ul acum. Tavi l-a dat? Tavi, da. Dar și dacă intra ăla ca Neymar. L-am văzut la Neymar și am încercat și eu același lucru și am tras la port. Place mult de Neymar, e fanul meu. Reacții? Ești foarte periculos când te uiți așa. Ești oricât de calm ești și ești din satul mare, când te uiți așa, pare un recuperator. Da? Dai niște emoții, da, chiar. Pare că te uiți după noi. Eu mă uitam dacă avem televizor. Cine? Mă uitam dacă avem televizor pentru ei. Avem. Am adus, am toate condițiile le-am asigurat. Mai vin orice, cu voi, da, mai vin cu voi, promis. Mereu, oricând. Florinel, dacă dai gol, te am la voluntari. Aproape. Cu 4-3. Și domnul Gică. Am deosebit, am plăcere să vă fac. David Popescu este la asta. Zici că îl dă afară? Zici că e de sus? Deci dacă ar fi acum la Superbet în ofertă asta, 1000 de euro acum aș pune. David Popescu este, da? Intră companiu. Da? Și poate schimbă și pe Chiriche și intră Haruț. Ești curios. Mamă, ești curios. Ești curios. Ce mai București decât Varsovia? București mai fain. Să zicem că suntem mai departe de Germania. Da, să zicem că suntem safe. Și româncele sunt mai faine. Ai jucat cu Lewandowski? Da. Și cum e ca bărbat? Adică ca balist. Nu, ne place așa de el, dacă ar fi să alegem adică, între... La cum e ca bărbat, e cu credere noi. Da. Are operații, are... E mișto ca bărbat. E mișto? Și eu zic asta. De mult încerc să-l conving. Nu, eu cred. Și ca fotbalist asta nu-i interesează. Nu, nu e important. Nu e. Da, dacă dacă se așează, da. Cu miroase. La fel de înalt. Cu miroase. Cu miroase. Ea miroase bine. Păi, miroase acolo. Uze-mă când ai. Tram! Dacă sunteți cu minți, vă ducem și pe Giuleș și pe altele. Mergem. Și unde vreți voi vă duceți? Da, să vedem azi. Da, să învățați, să vă țineți de carte. Da, da. E penalti! E penalti? E penalti! Da, a fost, a fost. Felicitări! Doamne, arbitru!
Și tretorul cu numărul 2, Andreea! Andreea! O să fie difuzat de Andreea! Hello darkness, my old friend. Da, erau mai tari cu Rapid sau cu Dinamo Meciurile? Ambele, mișto, atmosfera, e păcat că nu mai e pe aici. Dau un pic așa cu cine erau mai tari. Noi jucam cu Dinamo și Rapid la Național Arena, Rapid. Da, era full la toate și la Rapid. Da, toate, da. Și era chiar, simțea, a venit un prieten din Germania, a zis că ce asta, zice că joacă Barcelona. Le mulțumim, da, le mulțumim și invitațiilor noștri de acum. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Ne facem altro mai devreme ca să fugim. Pentru că nu putem să riscăm, știți? Am declarat afinitățile noastre. Succes în carieră, să aveți grijă de voi, sperăm să ajungeți mari. Și ce să vă zicem, nu încheiem episodul până nu-și face Ionuț provocarea, pedepsa, cum vrei să-i spui. Ok, ok, o fac, o fac, o fac. Cu ce jucător de la PCSB vreți să fac poză? Acum mă duc să fac poză. Cu Andreea. Cu Andreea fac. Andreea Mandorlin, da? Bun. Așa. Succes în imobiliare, să faci mii de blocuri, să miroși ca Lewandowski. Vă pup! Noroc! M-am gândit în toată perioada asta ce vedeam să-i dau logică pentru următorul meci. Mergem la Galați, undeva lângă Dunăre și am zis că o să-l pun pe al meu coleg de aici să fac un plonjon în Dunăre. Să fac un plonjon după minge în Dunăre, ca să te lege și de fotbal, să se și ude, să fie la fel de chinuitor ca pentru mine. Așa că ne vedem la Galați cu în Dunăre. Pedeapsa, da, în și Dunăre. Dacă n-am murit aici în Dunăre, mă, pot să mă duc la bolovarul la Făciuma. Bine. Du-te. Hai, hai că ești antrenator. Hai că mă duc să fac poza. La pedeapsă. Plonjon în Dunăre. Abia aștept să plonjez în Dunăre. Emoții? Înțeleg emoții pentru că, în primul rând, sper să vină un jucător pe care îl știu. Eu știu trei de la FCSB, David Popescu, companiu, Târnovanu în parte? Târnovanu, da. Și cred că mai știu și pe... It was at this moment that he knew. He fucked up. Uite, trebuie să facă o serie neapărat cu un jucător din lotul FCSB-ului, dar n-am reușit efectiv. Nu mi-a lăsat faza, dar e pentru George, pentru prieten George, care e FCSB-ist înfocat, adică e cel mai mare fan. Vreau să aibă amintirea asta pentru el. George, un cucu, 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 un